Ira, gata cu vacanța, începe perioada de pregătire. Da, am terminat vacanța, gata cu odihna, acum începem pregătire, începe un alt nou sezon. Am schimbat divizia la un nou eșalon în Liga Florilor. Suntem pregătite pentru multă muncă, pentru că știm ce ne așteaptă în Liga Florilor și sper că orice fată să aibă succes de la noi, de la echipă, și să rămânem toate sănătoase și să începem un nou sezon cu succes. Tu personal, ce ți-ai propus pentru acest sezon în care, iată, joci în prima ligă din România? Mi-am propus personal să fiu sănătoasă, să muncesc cât de pot de mult eu, să mă concentrez pe antrenamente și să fiu într-o formă cât mai bună, în cea mai bună forma mea, și să ajut echipa cât mai mult să facem meciuri frumoase și cu succes și să jucăm foarte bine. Urmează o perioadă de pregătire acum și apoi încep și meciurile oficiale. Da, ne așteaptă o perioadă de pregătire grea, este normal, am fost și suntem pregătite pentru asta, după care avem niște meciuri amicale pentru pregătirea sezonului și după aia, în august, deja începem sezonul. Cum crezi că va fi în Liga Florilor? Cu siguranță este un alt nivel de a juca handball, este tot altceva diferit față de divizia A, dar știu că și în Liga și noi care suntem multe fete tinere, putem prin ambiție și multă seriozitate și muncă să arătăm o figură frumoasă și să facem o performanță bună. Un mesaj pentru fanii CSM. Abia aștept să probabil reîntâlnirea cu fanii și cu sala plină. Da, cu siguranță aștept sala plină și fanii care ne-au susținut întotdeauna și le mulțumim foarte mult și abia aștept să le văd, să văd bucuria și că în orice moment sunt tot timpul alături de noi. Era multă baftă și cât mai multe victorii în Liga Florilor. Mulțumesc frumos!